Din nefericire n-am reușit să câștigăm la Târgu Mureș, deși fetele au jucat foarte bine în prima parte a meciului. Am avut 2-1, dar din păcate n-am reușit să și finalizăm. Conform clasamentului diviziei A1 la volei feminin, CSM Târgoviște ocupă poziția a 5-a din clasament cu 30 de puncte acumulate, după 9 victorii și 8 înfrângeri bifate. La pândă pentru a-i fura locul stă CSM București, ocupanta locului 6, cu 27 de puncte după 8 victorii și 9 înfrângeri. În plus, adversara formației târgoviștene s-a întărit considerabil în această iarnă și vine după o victorie clară în fața formației Rapid București, scor 3-0. În schimb, elevele lui Alexandru Ihas au bifat o înfrângere în fața Medicinei Târgu Mureș și vor cu orice presă și-a revanșa în fața propriilor suporteri printr-o victorie. Am mers acolo pentru victorie, mai ales că era lupta pentru locul 4, dar să nu uităm totuși că am întâlnit o echipă foarte bună care este la ora actuală pe locul 4, echipă care Târgu Mureșul, care în ultimii 5 ani de zile a fost numai în primele locuri ale campionatului, a participat în fiecare din cupele europene, deci nu am întâlnit o echipă oarecare și meciul a fost foarte greu, n-am reușit să finalizăm. Miercuri 12 februarie, fanii voleiului Dâmbovițean sunt așteptați în număr cât mai mare la sala sporturilor de la ora 17 pentru a fi în continuare alături de formația târgovișteană. Singura problemă i-am avut că n-am avut-o pe Cristina Zamfir din motive medicale, nu a făcut deplasarea la Târgu Mureș, poate dacă o aveam și pe ea în echipă, altfel ar fi fost rezultatul.